Ne vom opri și astăzi asupra celor mai importante evenimente care au marcat de-a lungul timpului ziua în care ne aflăm și ne reamintim că în anul 1836, la data de 16 septembrie, domnul țării românești, Alexandru Ghica, instituie ca monedă a țării leul, unitate teoretică de cont, echivalentul a 60 de parale. În ceea ce privește perioada de domnie a sa, Alexandru Dimitrie Ghica a avut un aport semnificativ în domeniul promovării învățământului. Astfel, domnitorul semnează un decret la 5 octombrie 1835, prin care se hotărăște că nu se pot primi în slujbele statului decât cei care au absolvit cu laudă cursul învățăturilor. Clasele primare sunt obligatorii pentru scriitori, învățăturile gradului al doilea pentru posturile de până la șef de masă, iar gradul al treilea pentru șef de secție și mai mult. În august 1838 ia ființă la București, în clădirea Spitalului Dudești, o școală ostășească de tip inferior, cu un prim efectiv de 65 de ostași elevi. Ca inițiator al acestei instituții, banul Mihail Ghica, împreună cu Petrache Poenaru, primesc mulțumiri oficiale pentru organizarea școlii și pentru învățătura de carte a cinurilor ostășești de jos. De asemenea, tot pe data de 16 septembrie, în anul 1999, a trecut la cele veșnice istoricul și profesorul Nicolae Stoicescu, medievist român, membru de onoare al Academiei Române. Este autorul unor instrumente de lucru și al unor studii privitoare la organizarea administrativă a țărilor române. A fost preocupat de organizarea administrativă a Ungrovlahiei și a colaborat în epocă la redactarea volumelor 2 și 3 ale istoriei României din anii 1962 și 1964. Numele său este legat însă în chip cu totul special de repertoriul bibliografic al monumentelor feudale din București, precum și de bibliografia localităților și monumentelor feudale din România. În anul 1970 a obținut titlul științific de doctor în istorie, urcând apoi și treapta de cercetător științific principal în cadrul Institutului de Istorie Nicolae Iorga al Academiei Române. Din 12 noiembrie 1993, recunoscându-i se meritele științifice, a devenit membru de onoare al Academiei Române. Nicolae Stoicescu a devenit ministrul cultelor imediat după Revoluția din 1989.